Atunci, pregătiți? Hai să intre Giuliana. Bine ai venit, Giuliana, te rog să iei un loc. Vai, câtă liniște. Bună să-ți fie inima. Vă rog, domnilor, în primul rând că, în ciuda trăsăturilor asiatice, Giuliana vorbește limba română perfect, este limba ei maternă. Da. Pentru că ea este născută în România. Și aseară ne-a mărturisit că este o româncă în trup de chinezoaică, nu? Asta, da, asta a fost expresia ta. Da. Haide, Giuliana! Băieți, îndrăzniți! Andrei! Ce română! Bine ai venit! Ce faci? Cum ești? Bine te-am găsit! Sunt puțin emoționată, pentru că nu vă cunosc, dar sunt bine. Și aș înghețat un pic, da, de fric, că a stat afară, uite, așa, dezbrăcată, pe terasă. Cum o să-ți cere sacrificii? Așa este, da. Sebastian! Sebastian. În ce țară provii tu? Poftim? În ce țară provii? Eu provin din China. Nu, ea provine din România, că ea s-a născut în România. China? Ai fost în China? Am fost în China, da. Recent n-am mai putut că e COVID. Da. Stau în carantină mult. Conștient de chestia asta. Ok, alte întrebări? Vali? Dar chiar așa, Valentin, dacă vrei să întreb ceva, nu e niciun fel de problemă. Mulțumesc, Pernești. Ambii tăi părinți sunt? Chiar uitase, da. Mulțumesc, Pernești, asistentul. Din China sunt ambii tăi părinți? Da, ambii părinți. Perneș? Bun. Dragilor, este emoționată și cred că cel mai simplu ar fi să vedem așa ca o carte de vizită făcută de colegii mei, ca să aflați mai multe despre ea. Ni hao, mă numesc Guo Kaishi, dar mi se spune Giuliana Casi. Am 22 de ani, locuiesc în București. Am terminat Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Giuliana este o asiatică născută la noi în țară, ambii părinți fiind chinezi. M-am născut aici și îmi place destul de mult România, de aceea m-am decis să rămân aici și să-mi construiesc o carieră. Îndrăgostită de plaiurile mioritice, Giuliana are visuri mari pentru viitor. Am avut ocazia să experimentez și un lucru pe care consider că nu reușește oricine să-l facă, să fiu un om între două nații. M-am născut simțindu-mă cumva acasă, că nu percepeam diferențele și mă simțeam așa, dată la o parte, ca și când n-am nicio valoare, dar mi-am dat seama între timp, după foarte mulți ani, că valoarea vine din interiorul meu și felul în care mă văd. Am avut și o educație mai dură, să spun. Bona mea era destul de severă, dar nu pare rău, pentru că, într-adevăr, nu sunt o persoană răsfățată. Adică știu ce înseamnă să nu ai și știu ce înseamnă și să ai. Știu care e limita mea față de un om. La început, când eram la bona mea, eu nu știam ce e bine, ce e rău, eram cumva ok. Până am crescut și a început societatea să-mi bage toate convingerile în cap, să-mi zică, da, unde e mama ta? Dar cum te simți acolo? Eu îi spuneam ei mama și era ciudat că nu arătăm la fel. Devenisem puțin frustrată că unde este mama? De ce eu nu stau cu mama care arată ca mine și stau cu altcineva? Dar între timp am înțeles niște lucruri și nu prea mai vorbim în ziua de azi, pentru că am avut o perioadă în care am fost frustrată și am închis totul ca într-o cutie și am pus-o deoparte. Chiar dacă părinții au fost departe de Giuliana, respectul și sentimentele pentru ei nu au dispărut. Relația cu părinții a fost destul de interesantă. Cu tata m-am înțeles dintotdeauna telepatic, nu știu, a fost o chestie ciudată.
Dar cu mama a fost mai greu când m-am întors acasă, pentru că ea, având niște convingeri din China și o mentalitate specifică, a fost greu să înțeleagă niște ieșiri de ale mele, să zic. Mama mea este idolul meu, tata este forma de iubire pe care am cunoscut-o. Pentru mine este ca un Isus, nu știu, e un om atât de bun și parcă iluminează așa fața. Exemplul de familie a îndrumat-o spre ultima și cea mai importantă relație a ei. Am mai avut așa tangențe cu alte persoane, dar nu le pot numi relații serioase. A fost de 6 ani. Am învățat foarte multe de la el și din experiența asta. Consider că ne-am iubit la vârsta aceea pe care am avut-o foarte mult și real, numai că fiind 6 ani am avut timp să ne schimbăm, să ne maturizăm și din păcate am luat-o în direcții diferite. Nu regret, pentru că văd că este fericit și asta conta pentru mine mai mult decât că era el lângă mine frustrat. Și viața merge mai departe, iar Giuliana își urmează hotărâtă pasiunile. N-a durat mult până m-am ridicat pe picioare, am început să am grijă de mine și să-mi petrec timpul cu mine și să descopăr că am pasiuni. Am început să-mi dau șanse să visez. Sunt Giuliana Casi, ascultă clar la mine. Îți dau 3 secunde, ieși de pe niște bine. Printre pasiunile ei se numără și televiziunea, aceasta studiind și acest domeniu. Momentan nu-mi dau seama dacă pe mine cariera m-ar împinge să pot iubi omul de lângă mine sau omul de lângă mine m-ar împinge când ating limitele în carieră. Și unde poate găsi acest răspuns dacă nu la Mireasa? Am venit la Mireasa pentru că de când am terminat relația aceea nu prea mai înțeleg relațiile. Eu îmi doresc foarte mult o familie, îmi doresc enorm de mult 2 copii și cred că mă va duce în drumul meu real, pentru că este un loc în care nu am cum să mă prefac. Cum să fie alesul Giulianei? Fizic îmi place la un bărbat să fie înalt, să nu mă simt ca și când suntem frați. Mai mult prefer bruneții, dar conexiunea e mai importantă. Mi-ar plăcea să văd că se duce la sală, că eu mi-mi place să mă duc la sală și n-aș vrea să mă simt ca și când eu sunt bărbatul și să iubească. Pretențiile ei, vedeți, sunt unele normale, firești. Acum să vedem ce o să se întâmple. Da. Vă rog, ce sunteți așa de tăcuți? Că... Mai ai frați sau surori? Am o soră vitregă, dar nu am păstrat legătura. Dinspre mamă sau dinspre tată? Dinspre tată. Dinspre tată. Părinții tăi s-au despărțit? Nu, a avut tata o căsnicie anterioară. Ok, deci ai o soră mai... O soră mai mare, mai mare. Cred că am și nepot sau nepoată, nu știu. Da. Relația pe care ai avut-o, cea de câțiva, 6 ani parcă ai zis, nu? A fost cu un băiat din România, da. Un român, sau tot nu, un asiatic? Român. Nu, un român. Și înțeleg că ați și locuit împreună? Sau? Da, am stat 2 ani împreună. Și până la urmă ați luat-o da. Fiecare pe propriul drum. Da, dar fără să avem ură unul pe altul sau ceva. Pur și simplu am realizat că nu ne mai e locul împreună. Cumva din iubire am terminat. Bun.